Bună ziua, dragi prieteni, ascultători ai emisiunii Universul la Feminin. Am făcut o sumedenie de anunțuri, dar întotdeauna ne rezervăm ca la orice emisiune live și momente în care facem și schimbări de ultimă, să spunem, secundă. Am plăcerea să fiu acum împreună cu invitatul pe care îl cunoșteați deja. Este vorba de domnul Miron Isaac, dar îl avem aici și pe domnul profesor Sandu Frunză, pe care îl cunoașteți din interviul din urmă cu vreo două săptămâni. Dânsul acum este din nou invitat și eu mă bucur că a venit și cred că o să fie o discuție foarte interesantă. Sigur, fiecare dintre dânsii au un program încărcat și le mulțumesc că au acceptat să vină cu toată această, să spunem, agenda încărcată, că așa e lumea la toată lumea. Dați-mi voie să nu ies prea tare din ceea ce mi-am propus eu să fac astăzi și să vi-l prezint pe domnul profesor Miron Isaac. S-a născut în Haifa, în Israel. La vârsta de 4 ani s-a mutat cu părinții săi în São Paulo, Brazilia, și a locuit acolo timp de 4 ani. La vârsta de 9 ani, părinții lui au divorțat și Isaac, mama lui și sora lui s-au întors în Israel. După absolvirea liceului, Miron a servit 3 ani în armată. În 1975 s-a alăturat Facultății de Sociologie și Istoria Universității Bar-Ilan pentru a studia psihologia, sociologia, criminologia și antropologia. În timpul studiilor a publicat numeroase articole și povești pentru copii. Între 1980 și 1984, în timpul studiilor de master, a lucrat într-un spital de psihiatrie, în special cu copiii străzii. În 1984, Miron a fost angajat ca șef al problemelor de sănătate mentală în armata israeliană, apoi a lucrat în Ministerul Sănătății din Israel. În 1993, a deschis un centru privat de asistență psihologică și socială. În 1995, Miron s-a înscris într-un program de doctorat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și-a luat doctoratul în anul 1999 și a deschis Institutul Miron din Piatra Neamț. Pe parcursul a peste 20 de ani, în județul Neamț, Miron a tratat mii de pacienți, a participat la multe emisiuni TV și a scris multe articole. De asemenea, este trainer în psihoterapie ericksoniană și supraveghează tinerii psihologi, în sensul că îi îndrumă. Să mai adăugăm ceva important și eu am fost acum destul de subțintă pentru că vreau să începem discuția și să ne putem încadra în timpul pe care îl avem. Aș vrea să mai adaug că 50% dintre pacienții domniei sale sunt din Piatra Neamț și alaltă jumătate din întreaga lume, din Israel, Irlanda, Spania, Italia, Singapore, Anglia și alte țări. Face aceste ședințe individuale sau prin Zoom, cele individuale prin Skype și cele de grup prin Zoom. A avut și are o linie deschisă în cazuri de urgență, lucru pe care l-a avut o perioadă și la Radio Shalom, unde noi ne-am întâlnit cumva în programul pe care Radio Shalom l-a avut. Astăzi aș vrea să vorbim despre aspecte actuale de interes pe agenda oamenilor și să știți că anunțul că vom avea acest interviu a stârnit mult interes și am o sumedenie de întrebări pentru care nu cred că vom avea timp în această ediție, de asta o să-mi permit să te invit și în alta, când vom avea canalul de YouTube pe care îl vom avea anul acesta și aș vrea să vorbim puțin și despre personalitatea ta. Acum, pentru că nu știu care este programul fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru domnul Miron Isaac știu că la 6:10 va trebui să intre într-o consultanță și nu o să abuzez și aș vrea să începem cu, sigur, poate părea paradoxal, dar la emisiunile mele live nimic nu este paradoxal pentru că și întâmplarea are un rol. Aș vrea să începem cu această mică, să spunem, discuție, pentru că știu că domnul profesor Sandu Frunză vroia să întrebe ceva și pe urmă o să începem în curgerea întrebărilor mele pentru tine, Miron. Vă ascult, domnule profesor. Da. Eu aveam 3 motive să fiu aici prezent. Mai întâi pentru că
Mi-a plăcut ideea doamnei Serena Adler de a face emisiuni în care participanții să fie deopotrivă cu invitatul în direct pe același ecran și în același timp tot în direct, ascultându-l pe Facebook. De altfel, creativitatea doamnei Serena Adler este cunoscută, ține de spontaneitatea și de frumusețea modului în care se plasează în lume. Celălalt motiv era legat de invitatul de astăzi. Mi-am zis ce ocazie unică să pot fi alături de unul dintre cei mai buni clinicieni în psihologie, în terapie. E așa un moment unic. Cine ar vrea să-l piardă? Și al treilea motiv era legat de faptul că, uitându-mă pe pagina de Facebook, am sesizat că domnul Mironițac are preocupări legate de consilierea online și acum bănuiesc că dânsul va dezvolta această temă pe parcursul interviului și eu vroiam, după ce îl ascult, să îl rog să nuanțeze anumite aspecte legate de consilierea online, având în vedere că și eu fac consiliere online, numai că eu o fac o perioadă mai scurtă și atunci, fiind o perioadă mai scurtă, am și un entuziasm mai mare în ceea ce privește creditarea consilierii online și am acest obicei de a vedea numai părțile pozitive ale acestui tip de consiliere. Și vreau să văd dacă, din perspectivă psihologică, invitatul dumneavoastră poate să ne arate și aspectele problematice ale consilierii online. Eu, fiind un adept al acestui tip de consiliere și considerând că este ceva foarte benefic, atât în ceea ce privește tipul de interacțiune pe care îl oferă, cât și faptul că adresabilitatea este cu totul alta. Dacă ești în cabinetul tău, probabil că numai cei de pe strada ta vor veni la tine în cabinet. Așa, întreaga lume devine locul în care sunt nenumărate alei care vin înspre cabinetul tău. Aceasta era întrebarea mea și motivul principal pentru care am vrut să ajung aici. Mulțumesc mult! Ce se întâmplă? Eu o să-l las pe Miron, dacă îmi dai voie să spun așa, că știu că așa îți spune lumea în jur, să aleagă momentul în care va răspunde și dacă sunteți de acord, aș începe cu prima întrebare. Sau vrei să răspunzi? Cum vrei? Pe la mine? Da, eu te întreb pe tine, dacă vrei să răspunzi acum, sau pot eu să încep cu prima întrebare a mea și pe parcurs să răspunzi? Nu, aș prefera să întrebați și pe parcurs să continuăm. Așa mă gândesc și eu, pentru că, iată, deja am primit mesaje, prietenii noștri ne urmăresc cu mare atenție. Aș vrea să începem interviul nostru cu întrebarea: care sunt problemele cu care se prezintă oamenii în această perioadă? Ce probleme psihice, psihologice, să zicem, semnalează ei în perioada asta? Poți să încep? Te rog, acum. Eu am să fiu destul de corect să spun că eu n-am observat nicio diferență între perioada asta și alte perioade. Nu am observat pentru că lucrurile nu merg așa cum noi credem ori cum mass media vorbește. E total diferit că noi vorbim despre o persoană care vine la un psiholog clinician, înainte de tot să adună lucruri și până el ajunge la psihologul clinician, n-are nicio legătură cu perioada. Are legătură cu durerea, are legătură cu suferința, are legătură cu ce omul, cât a fost presat de alții. Dacă să dau un exemplu, un bărbat care toată viața lui bea și la momentul respectiv a călcat un pic mai mult pragul de băutură și soția l-amenință că dacă nu te duci la un psiholog, eu dau divorț.
Cazul ăsta este caz clar că aceeași persoană nu vrea să o piardă pe soția lui și se duce, dar nu se duce încă pentru el. Pentru că el se duce pentru ea. Și aici e o diferență enormă de mare între când vii, eu fac și am să spun câteva secrete din camera de secrete. În primul rând, în diferența de alt psiholog clinician, când vine mama cu un copil, un bunic cu nepot, nu contează, eu îl chem pentru 5 minute și pe omul care nu trebuie să intre la tratament. Pentru că vreau să știu care era motivul, ce era acolo și după când, cât de cât am observat, începem altă discuție și atunci spun, ok, acum pot să ne lăsați și vă rog să așteptați un pic afară. Din alte cuvinte, perioada COVID nu este o perioadă care putem să spunem că acum, în momentul ăsta, atât de tare ne sucește și vorbesc încă o dată, vorbesc în România, pentru că există diferențe mari, ca exemplu, în alte țări care am urmărit, incluzând Israelul, care acolo statul și autoritățile dau așa de mare putere la sănătate mentală că vine de înțeles că și omul și familia lui beneficiază de ședințe gratuite, beneficiază de posibilitatea de a merge la un psiholog și atunci intră mult mai ușor pentru el și a crescut numărul de persoane care se duc astăzi la un psiholog. În România nu e așa. În România nu se leagă, din păcate, încă situația COVID-ului și situația a merge la un psiholog. Am să spun ceva care am vrut să încep cu lucrul ăsta. Noi trebuie să luăm în calcul că e prima dată în viața mea, și eu am destul de anișor, care mă confrunt cu o problemă nu de o lună, nu de două săptămâni și nu de două luni. E o problemă serioasă care ține de până acum aproape 2 ani de zile. Și noi nu știm cât să mai ne țină. Din alte cuvinte, când noi stăm și când eu am stat și îmi plăcea să citesc cărțile de războiul mondial, al doilea, să zicem, și toată literatura care se referă acolo, noi putem să spunem că omul începe să conștientizeze situația după câțiva ani buni. Nu poate să conștientizeze așa de ușor și așa de repede, pentru că un istoric vine și spune că acum este perioada COVID, conștientizează, ești acum într-o problemă. Nu e așa. Nu este total altceva, da, spune. Nu, vreau să spun. Eu vreau să facem un dialog. Da. Categoric, de-aia suntem aici și eu sunt onorată, fericită că am privilegiul să fiu cu dumneavoastră, domnilor. Vreau să spun că dacă pe vremuri, că nici eu nu sunt născută ieri, așa că acum suntem la momentul destăinuirilor, da. Era, să spunem, o prejudecată, un blocaj, un tabu să mergi la psiholog. Și spun asta pentru că mama mea a fost psiholog. Legătura mea cu psihologia este de foarte lungă durată și de mare dragoste și, să spunem, este ceva interior. Era cumva o rușine, vai, s-a dus la psiholog, cine știe ce are, un viciu ascuns, ceva, nu se poate ști și așa mai departe. Dacă eu fac emisiuni destul de dese pe tema asta și tema barierei, nu e o barieră, să spunem frontierei, dintre
partea frumoasă care este consiliera filozofică și partea cealaltă care este psihiatria, eu fac acest lucru pentru că oamenii au nevoie, pentru că oamenii au nevoie să uite de prejudecăți și de acord, nu convine tu mie nimic, eu nu, în raport cu acest lucru, dar acumulările de decenii, educația pe care unii dintre noi am primit-o, eu nu mă refer la mine, dar vorbesc de generații întregi, au făcut din anumite profesiuni de vocație ceva ca o sperietoare, ca și, spuneam, și psihiatria și nu numai. Bine, psihiatria deja ține de domeniul medical. Ai dreptate. N-am vrut să-ți întrerup. E fantastic, întrerupă-mă când vrei, pentru că îmi dai încă materiale de a spune, pentru că asociativ, noi lucrăm asociativ. Și tu ce ai zis mă ajută enorm, pentru că am să-ți dau un exemplu de săptămâna trecută, de prima problemă anunțată și care este problema adevărată. Și ai să vezi ce diferența este și atunci ai să spui wow, wow. Dacă, Serena, tu crezi că omul vine și spune, am o depresie. Da, da, depresia e cea mai, hai să zicem, coșul de gunoi cel mai puternic și cel mai mare, care acolo se încadrează multe lucruri. Dar nu asta e problema. Problema este în spatele aceeași depresie ce se află și asta ce trebuie să căutăm. Și am să-ți dau un exemplu. Vine la mine o mămică care am tratat pe fata ei și acum vine cu băiețelul și mamica spune așa, e în clasa a 12-a, nu știe pe ce linie să meargă, îi place toate materiile și din cauza asta este așa confuz. Zic, foarte bine, mulțumesc ce mi-ai zis. Și începem o discuție. Și în discuția asta există un lucru fantastic. El zice așa, eu sunt acum președinte al asociației de tineret, tata mă împinge tare, tare să fiu un președinte țării și să fiu un parlamentar, pe când eu nu știu dacă simt puterea asta și nu știu dacă vreau, într-un fel vreau, dar într-un alt fel nu vreau. Dar să scurtez lucrurile. Băiatul suferă de o identitate sexuală foarte problematică. Să nu mai spun că după o ședință aproape pot să spun cu 75% exactitate că băiețelul la aceeași lucru care el a început să spună, nu o să mă miră dacă încă 3-4 ședințe să-mi spună, el încă mai este în dulap. Din alte cuvinte, încă se ascunde acolo aceeași tentative homosexuale a lui. Acum, Serena, gândește-te că el a venit după mama lui și după tatălui pentru să aleagă o meserie. Dar nu este problema de meserie acum. Ca să fiu frank cu tine și cu el și ca să nu îl dărâm în totalitate, nu îi spun lucrul ăsta că problema ta este cu identitatea. Că dacă îi spun asta din prima, el se sperie. Ce fac este să îi spun mergem pe linia ta. Dar direcția și metoda este în așa fel că încet, încet, încet picăturile de la mine a să cadă spre el. Și aici vreau să-i răspund lui domnul profesor legat de filozofie. Eu înainte de când m-am format ca psiholog clinician, eu am fost un mic filozof. Îmi plăcea filozofia la nebunie. La ce mă refer că îmi plăcea filozofia și nici nu știam că sunt un mic
filozof, dar ani de zile după, mulți ani după, îmi scrie o fată care era prietena mea și îmi spune: să știi ce mi-a plăcut la tine, că îți plăceai să filozofești pentru toate felurile de lucruri. Este prima dată că mi-a dat cineva un cuvânt, o descriere despre mine, care eu nici nu știam că așa era. Nu mai țineam minte. Acum, filozofia ca filozofie, ea tratează totul. Nietzsche, ca exemplu, el era mare filozof, dar putem să spunem că era și mare psiholog. De ce? Pentru că el, care este calea de, cum să spun, de diferență, o, care este aceeași loc unde diferă? Filozoful, cred eu, că vrea să caute fenomene, să discute despre tot ce se poate discuta și să aducă la, să ascuțească lucrurile până la un punct care nici acolo nu se ajunge la concluzii. Dar măcar îl ascuțești. În tradiția evreiască, copiii, și eu am fost la școală religioasă, copiii la clasa a întâia începe cu Talmud. Talmud este când doi discută între ei despre o problemă filozofică. Și așa mă duce că la urmă urmei face filozofia un lucru extraordinar. Acum și eu, din când în când, folosesc filozofia ca o tehnică de a ajuta omul dacă simt că e greu să intre în inima lui, și atunci putem prin aceeași filozofie să căutăm problema și să-l ajutăm. Diferența este că poate filozoful, pe el mai puțin îl tentează sănătatea mentală a omului. Poate îl interesează mai mult alte lucruri, alte concepte. Pe mine trebuie să mă tenteze primul lucru când vine cineva la mine: cum se descurcă, cum se adaptează, cum este. Și de asta e diferența mică și mare a psihologului cu filozoful. Da, profit de un moment acum să intervin din nou. Să știi că am tăiat câteva întrebări la care, fără să vrei, probabil ai răspuns, pentru că n-aveai de unde știi ce întrebări am eu în față. Da. Aș vrea să mai întreb ceva. Dacă sunt mai mulți seniori sau tineri, așa ca o pondere. Dacă la mine la tratament sunt acum mai mulți oameni, Zărena, am să-ți spun și aici un secret. Nu-mi place să-ți spun, dar am să-ți spun. Spune. Când am terminat facultatea și în 93, când am deschis cabinetul meu, m-am ocupat cu tinerii. Sufletul meu era tânăr și mă ocupam cu tineri. Când am venit în România, am crezut că am să mă ocup cu copii și cu tineri. Nu! Mai mulți și mai mulți s-au dus pe linia de adulți, și atunci când aveam în jur de 40 de ani, problemele erau foarte apropiate de vârsta mea. Din alte cuvinte, criza de 40, criza de 50, problemele de 30 la 40, aveam o marșă între 30 și 60. Ei, ceva foarte interesant, care, cum ai zis și tu, nu cred că e nimic neintenționat, totul este făcut și aranjat. Dumnezeu mă face ca în ultima vreme mai mult și mai mult să mă ocup cu persoane de 60 în sus. Luând în evidență vârsta mea, luând în evidență că am o experiență, nu pot să dai
pe mâna un băiat de 28 de ani să fie președintele psihogeriatrie. El nu știe de viața lui. El poate știe teoria, dar el nu știe practică, el nu știe ce suferă. Am ajuns săptămâna trecută, am ajuns la o doamnă care nu putea să meargă, de asta am venit eu la ea. Lucru care nu se face. Dar eu am zis, am să fac acting out. Am ajuns la ea și sora ei nu mai are o fată în Canada și are o soră, singura soră care a rămas este aici în piatră. Și am ajuns acolo și zice domnul doctor, ea nu iese din pat. Ea stă toată ziua numai și numai în pat. Întreb, cine stă cu ea noaptea? Nimeni. Cum așa? Cum o lăsăm așa pe aceeași doamnă să stea singură toată? N-avem pe cine. Bun. Îi aplic testul MMC, care asta este obligatoriu pentru Comisia Medicală pentru Demență, și slava Domnului are un punctaj extraordinar. N-are nicio problemă. Dar statul român spune așa, dacă n-are probleme dementive, n-are dreptul să primească însoțitor. Fiți atentă! Eu continuu să discut și parcă am o presimțire că doamna suferă de o depresie. Îi aplic un test de depresie și îmi iese o depresie accentuată puternică. Acum, eu sunt aproape să termin raportul ăsta. Mă întreb dacă comisia să accepte că doamna, datorită fapta de singuritate, datorită fapta că are Parkinson și nu mai poate să meargă bine pe picioare, a intrat într-o depresie puternică și are nevoie de un însoțitor, da sau nu, nu știu. Ăsta sunt problemele care mă preocupă foarte mulți oameni la vârsta de 60 și ceva. Știi, Serena, un lucru fantastic. Noi suntem ca un cerc vicios, un cerc care începe de la micile noastre de copii și după războiul mondial al doilea s-a dat un accent puternic în toate metodele psihologice și psihoanalitice de copii. Și vreau să-ți spun că există cercetări după cercetări legate de toate felurile de copii, de toate felurile de problemele lor. Ei, dacă copiii au primit așa ceva, asta e pentru că să fie viitor și prezentul mai bun. Dar ce facem noi cu oameni în vârstă care încet, încet ajungem acum la 15% din populația lumii să aibă să fie persoane în vârstă? Ce facem cu ei? Uite greșeala cea mai mare care am avut-o când ne-am dat pe mâna specialiștii epidemiologi care au hotărât, fii atentă, au hotărât, Serena, să le închidă în martie 2020, primul lucru care au făcut, nu de prostie, de nejudecat, de neînțelege sistemul al oamenilor în vârstă. Să le izolăm, să le facem ca copiii și nepoții să nu poată să intre la ei acasă și oamenii ăștia au murit. Niciodată n-a să putem să spunem că a murit din punct de vedere mental. S-a descoperit, s-a găsit ceva care au murit la urmă. Să știi că mă pui în fața unor, să spunem, aspecte de viață pe care poate că în teorie le știam, vorba ta, și am și eu o vârstă, dar în teorie le știam. În clipa în care tu le spui, îmi dau seama că ceea ce ar trebui să știe absolut toată lumea, toți guvernanții de pretutindeni, ar trebui să știe că omul este un material sensibil, vulnerabil,
și că nu putem să spunem că toată lumea se încadrează într-un tipar, într-un anume tipar, într-o anume grupă de vârstă, în ceva foarte rigid. Noi avem multe a discuta și vreau să spun că curg acum întrebările. Eu știu că la fără 10 tu trebuie să pleci, dar să știi că nu vei scăpa, pentru că avem planuri și cu domnul profesor Frunză pentru mine este ceva deosebit. O să avem o discuție și o să-ți spun cum am făcut eu acest curs, dar hai să nu pierd timpul cu mine. Este dureros ce spui tu acum despre ce se întâmplă cu oameni, pentru că fiecare om are orizontul lui, bucuriile lui și tristețile lui și nu se face, nu se cuvine să nu recunoaștem treaba asta și să-i tratăm cu mai multă delicatețe sau cu mai multă grijă, dacă nu știu ce să spun. Îmi pare rău că poate am să dezamăgesc un pic, dar eu mă întreb o întrebare. Cum se poate că Federația a Evreilor au dat ordin să se închidă centrele, cluburile pentru bătrâni, pentru oameni vârstnici, pe când asta este cel mai important lucru care le ține în viață? Dragul meu, mă feresc să vorbesc despre teme de genul ăsta, așa, în sensul acesta, mai ales că în momentul ăsta toți sunt într-o, să zicem așa, într-un ambarat de șoa, ca să vorbim. Ok, eu am zis ce am de spus. Da, eu nu, niciodată nu voi opri un om să spună ce are de spus, iar totdeauna, și vreau să spun că eu am făcut invitații la conducere, să avem câteva discuții absolut prietene și încă nu mi s-a răspuns, dar eu am toată încrederea că se va răspunde la un moment dat, pentru că iată ce interesați sunt oamenii să vorbească cu noi. Hai să trecem la ceva, să spunem, cu mai multă deschidere spre posibilitățile de recuperare ale omului, indiferent de vârsta lui, mă refer la recuperarea pentru societate, pentru familia lui și pentru societate. Aș vrea să vorbim puțin despre profilaxie, despre metode de prevenire. Ce am putea face noi? Și iată, acum dăm voie să citești întrebarea cuiva care merge pe această linie, o aveam și eu și iată ce scrie aici. Trăim vremuri de vulnerabilitate a echilibrului interior din cauza ritmului de viață, volumului de muncă, stresului general indus de societate. Cum ne protejăm armonia interioară de aceste agresiuni cotidiene? Te ascult, Miro. Da, e o întrebare foarte, foarte mare și care necesită, într-adevăr, să punem un accent puternic pe mai multe. Noi trebuie să luăm în calcul, cum am zis înainte, că este prima dată în sute de ani, că se întâmplă ceva care este ieșit total din tiparul societății. Din alte cuvinte, noi am fost învățați din războiul mondial al doilea să începem să punem accent puternic pe libertatea omului, pe comunicarea, pe sociabilitate, pe adaptare, tot ca să-i stă de bine, cât mai de bine și ca să prelungească viața. Pentru că prin aceeași lucruri care eu le-am menționat și care societatea a făcut, exemplu, să-ți dau numai un exemplu mic, Serena, în Miami sunt câteva zile de bătrân care acolo numărul de oameni care au depășit 100 de ani este un număr uriaș. Întrebarea este, wow, ce asta? Asta însemna că s-a pus foarte multe lucruri și minte și planuri și proiecte ca să fie bine pentru oamenii ăștia și să îi prelungească viața. Acum, cu corona COVID, este total situații inverse. Dar total. Și trebuie să începem să ne gândim cum facem ca să începem să, măcar să ținem control. Eu nu mai spun să avem de câștigat. Să ținem control.
Pentru că dacă omul, cum să spun, este singur acasă și nu are ce să facă, să uită la televizor și în televizorul îi dă foarte multe programe despre corona COVID, îi arată cum în spitale moare oameni. Acest om, dacă singura lui plăcere care i-a rămas este să deschidă televizorul și ce vede el la televizor este cum spitalele sunt pline cu bolnavi, doctorii nu fac față, doctorii nu se ocupă ca lumea. Ce se întâmplă este că încet, încet picăturile aia negativiste intră în noi mai mult și mai mult și ne face, te rog. Da, nu, terminați fraza, că n-am de gând să te întrerup la mijloc. Ne face mai, cumva mai vulnerabil, cred. Ne face vulnerabil. Da. Ne face, dar spune. Eu când te văd că vrei să spui ceva, eu mă opresc. Tu ești extraordinar. Să știi că eu am dus o activitate de autoeducație, pentru că eu sunt foarte autoeducativă și am învățat parțial încă, dar lucrez la asta, să vorbesc mai puțin. Dar pe de altă parte, nu pot să stau să mă uit ca o păpușă bătrână așa sau cum spun unii, ai înțeles? Da. Dar eu, pentru că eu nu sunt. Așa, trebuie să simt că fac parte din discuție, să simt că este ce ai spus tu la început, un dialog, că este ceva ce construim împreună. Eu sunt o optimistă incurabilă, aș vrea, să spun ce am vrut să spun, am vrut să spun că eu sunt vaccinată, bănuiește, și tu ești, deci aici nu este vorba de vaccinare. Oamenii, nu pot să spun câte diverse reacții și nu știu dacă tu știi vorba aceea din Yiddish care spune țăpichiniș, o știi? Cu țăpichiniș. Nu. Cele înțepături care mi se adresează sau mi se fac. Pur și simplu, vrem să discutăm niște lucruri de profilaxie. Iată, e o situație dată. S-ar putea să mai dureze un an, doi, trei, să vină un alt vaccin, nu știu. Ce facem noi cu oamenii? Cum se protejează ei? Să învățăm. Să facem niște echipe de comunicare cu acești oameni. Sunt foarte multe lucruri pe care noi le putem face, noi ăștia mai tineri care intrăm în vârsta a treia, pentru cei care sunt cu adevărat în nevoie. Eu ne apropiem de Hanuka și vreau să spun că o inițiativă foarte frumoasă a Centrului Comunitar de aici din București a fost în fiecare an să mergem la acești bătrâni. Și niciodată, adică cât am putut, am vrut să fac parte din aceste echipe. Și odată am să povestesc ce concluzii minunate am tras de la cei pe care eu am fost și eu într-o mică echipă cu alții, să vedem acești oameni. Noi trebuie să-i tratăm cu tot respectul, cu tot respectul. Nu trebuie să-i aruncăm la lada de gunoi, nici să punem gunoiul sub preș, pentru că până la urmă alunecăm pe preșul care are prea mult gunoi de desubt. Aș vrea să ieșim puțin, deși mă despart foarte greu de tema care ține de frontiera dintre cele două frumoase specialități care sunt consultanța psihologică și consultanța filozofică, de care eu m-am îndrăgostit urmând acest curs, sunt foarte departe, sunt efectiv un fel de burghezul gentilom care spunea că face literatură, dar nu știa că face literatură. Știu niște lucruri, dar poate se empirice. Hai să trecem puțin. Dacă domnul profesor Frunză vrea să intervină, vă rog să o spuneți. Că eu acum ies din sfera puțin profesională, am două întrebări, uite acum pleacă. Am să-i spun lui domnul profesor că înainte de un an și jumătate am făcut o încercare frumoasă care o să îi placă, am făcut o grupă și ca grupa asta să nu tratăm problemele psihologice, am zis că tratăm lucruri, să zicem, personalitatea lui Kafka din punct de vedere și filozofic. Ei, ce am făcut, am ocolit
direcția să omul să trebuie să intre în sufletul lui și i-am dat voie să discute despre filozofie. Când omul poate să vorbească de filozofie fără să aibă niciun sentiment prost legat de el, de acum începe problema bună. Începe el să discută. Dacă el a scos o parte din problemele lui și vede că oamenii sunt atenți la ce spune, de acum nu contează pe ce temă, pe ce filozofie, pe ce psihologie facem. Contează că omul iese bine de la noi. Asta ce a contat. Și de aici, de multe ori, psihologii folosesc calea aia care se numește ocolitoare. Niciodată. Eu, când văd că am o piedică, mă duc pe calea ocolitoare, discut pe calele, până când omul încet, încet intră și înțelege care este legătura. Legătura nu e așa de ușoară de descoperit. Dar și filozofia nu e așa de ușoară. Dar cine vrea, poate și intrăm și la punctul ăsta. Domnul profesor, te-am excitat puțin pe linia asta. Ce spuneți? Da. Acum mărturisesc, eu am intrat doar cu gândul de a-mi pune întrebarea, nu de a face comentarii, dar dacă domnul Miron Ițac îmi permite să fac un scurt comentariu, o fac cu mare plăcere, pentru că dânsul este cel care aproape m-a determinat să îl întrerup la un moment dat, n-am făcut-o, bineînțeles că nu era rolul meu aici. În Târgu Neamț s-a născut unul din prietenii pe care eu îi iubesc foarte mult, se numește Moșe Idel, și el susține că acolo, în zona Neamțului, nu numai Târgu Neamț, toată zona Neamțului, există o energie foarte specială care dă naștere unor oameni mari de cultură. Și Moșe Idel are o listă cu oamenii care sunt legați de zona respectivă. Ceea ce m-a convins pe mine însă, Moșe, este faptul că oamenii din zona respectivă au o înclinație aparte înspre ceva ce se numește hermeneutică rabinică, așa cum un termen generic. Și anume, ideea aceasta de a merge în profunzimea lucrurilor până acolo unde lucrurile contradictorii devin armonioase și pun existența umană într-o nouă lumină. Asta pentru mine înseamnă că oamenii din zona respectivă se molipsesc de la energia locului și au tendința de a intra și în zona de filozofie și devin niște filozofi în propriile lor vieți, așa cum am sesizat și din explicațiile date acum de domnul Miron Ițac. Da, pot să vă spun că înainte de câțiva ani buni, președintele Asociația de Acupunctură a făcut un congres aici și am participat și eu și el s-a afirmat că este ezoterist. El era foarte bun prieten cu domnul profesor Idel și Dulcan, profesorul Dulcan a venit special, eu țin minte, și noi am avut o discuții filozofice toată noaptea. Eram și discutam, și mai ales cu Dulcan, care lui îi place foarte mult filozofia, și noi am avut de discutat și n-am terminat, încă mi-a zis, o să mai discutăm legat de subiectele astea. Da, aveți dreptate, omul este o persoană care tinde să aibă o discuție cu a doua persoană. Dacă a doua persoană se leagă, cel mai frumos poate să fie. Încă o dată, discuția filozofică, de multe ori, sunt oameni vin aici
și continuu puțin pe o discuție filozofică, puțin mai mult decât trebuie. Și atunci eu am responsabilitatea din când în când să le opresc și să le spun, dragii mei, da, hai să ne ocupăm și de problemele, hai să ne ocupăm de ce, pentru ce ați venit. Nu pot să mă simt bine dacă o să discutăm despre filozofie, dar da, ce vrea aceeași persoană, domnul profesor? Vrea să le alint, vrea să le dau un sprijin, dar una este alintare și doi este tratament. Și tratamentul care le fac este de multe ori să ajungem încet, încet în sufletul lor și care să vedem unde vine, unde s-a întortocheat firele, care sunt problemele. Și problemele poate fi de ani, de zeci de ani. Și atunci, încet, încetişor, încetişor, dacă omul este colaborant și vrea să rezolve problema. Să vă dau un exemplu, săptămâna trecută, din Târgu Neamț, uite, din Târgu Neamț, scuze, v-am zis că am acum ședință. A venit o doamnă și s-a întâmplat ceva ciudat în viața ei. Într-o zi, o secundă numai, Claudia, închide aici ușa două minute, te rog. La mine, la mine, închide a doua ușă, te rog. Mulțumesc. Da. Și numai să termin povestea. Și doamna mi-a zis, eu nu știu cum să văd lucrul ăsta. Am căzut și nu mai țin minte nimic ce s-a întâmplat. Din alte cuvinte, s-a întâmplat un eveniment care se numește eveniment disociativ. De ce? Aflu eu că soțul ei a primit un AVC și ea l-a îngrijit cel mai frumos din lume. Dar în momentul când a venit acasă, cât era la spital, l-a îngrijit, când a venit acasă, ea a picat, n-a mai putut atât de mult să aibă grijă de el. Și a căzut. În momentul când a înțeles ce s-a întâmplat cu ea și că nu e nebună și că nu visează, lucrul s-a rezolvat în două ședințe. Numai că nu toți putem să rezolvăm problemele în două ședințe. Îți mulțumesc mult, mă simt puțin stingherită că știu că așteaptă cineva. Da. Avem o temă interesantă în decembrie în care o să fac puțin webinar, așa, la bariera cu psihiatria, o să vedeți despre ce-i vorba. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru că m-ai invitat, mulțumesc lui domnul profesor, mulțumesc toți care ne ascultă și numai bine. Numai bine și vom vorbi și coordonatele tale, pentru că cu siguranță mai mulți prieteni vor vrea să te contacteze. Coordonatele tale sunt aici la noi și le voi da după ce tu ieși acum din te rog, nu vreau să aștepte nimeni din pricina mea. Mulțumesc și pe data viitoare cât de curând. Mulțumesc mult de tot. Numai bine, la revedere. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru că v-ați răpit. Eu știu ce agendă încărcată aveți și vă mulțumesc mult. Vă simt... vă simt un mentor. Și eu nu spun asta foarte des și nu o spun degeaba. Nu o spun degeaba. Dacă eu am fost determinată să fac acest curs acum și să mă gândesc la aceste lucruri, sunteți mentorul meu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru bucuria de a fi alături de invitatul dumneavoastră. E un personaj fascinant și cred că a punctat foarte bine câteva lucruri, inclusiv distinția aceasta dintre
terapie, psihologia clinică și consilierea filozofică, pentru că e absolut necesar să înțelegem faptul că filozofia ne poate ajuta sub foarte multe aspecte, dar atunci când avem nevoie de un terapeut, trebuie să înțelegem că trebuie să mergem la un terapeut. Filozofia ne poate duce până la granița cu toate problemele noastre, atunci când problemele devin acute, nu putem trece această graniță decât făcând apel, dacă este nevoie de psiholog, de un psiholog, dacă e nevoie de un psihiatru, trebuie să ne spargem toate stereotipurile și să mergem și la psihiatru dacă avem nevoie. Trebuie să ne iubim atât de mult încât să ne depășim toate perspectivele negative asupra celor din jurul nostru și dacă trebuie să îi îmbrățișăm, să îi îmbrățișăm. Neapărat, neapărat și cu siguranță. Mă uitam pe calendar, vom avea această temă la cealaltă graniță cu psihiatria și vom vorbi de ceea ce nu știa, dar uite că a ridicat această temă domnul Mironița, că este exact partea de suferință a aparținătorilor. Cum am putea să o prevenim, să-i ajutăm pe cei care, iată, își dedică viața partenerilor, celor părinților, celor apropiați. Vă mulțumesc mult și vă aștept cu mult drag oricând, pentru că sunteți o lecție pentru toată lumea. Gânduri luminoase tuturor celor care vă urmăresc. Gânduri luminoase doresc și eu tuturor. Asta este ce-mi doresc. Vă doresc o săptămână bună, toate cele bune.